Calea de a deveni un luptător profesionist de kickbox nu este una foarte lungă, nu trebuie să te antrenezi zeci de ani ca să devii un luptător profesionist, ci este o decizie foarte grea de făcut, pentru că dacă nu fructifici foarte bine oportunitățile pe care le vei primi, cariera ta de luptător profesionist va fi una foarte scurtă. Și de ce spun lucrul acesta? Când am început să practic acest sport, am făcut-o ca să slăbesc, să arăt bine, să am un six-pack și să impresionez fetele. Însă mai târziu mi-am dat seama că fetele nu sunt foarte impresionate de six-pack, ci mai mult de ceea ce e aici. Dar aceasta a fost motivația mea la început. Până când mi s-a oferit oportunitatea să-mi testez limitele în ring. Și prima mea competiție de amator am câștigat-o prin knockout. Lucru ce a aprins o flacără în interiorul meu că vreau să încerc să merg pe drumul ăsta, să văd până unde pot ajunge. Și primele mele competiții de amator, toate le-am câștigat. Și nu am avut foarte multe. Am avut 4 meciuri amatori, până când am făcut trecerea la profesionist. Și oportunitatea mea de a lupta la profesionist a fost una foarte interesantă. Eu mă pregăteam pentru meciul meu la amatori, dar în aceeași zi, seara, era și o competiție de profesioniști. Și picase adversarul unui luptător. Și mi s-a oferit mie oportunitatea de a lupta cu acel adversar. Și antrenorul m-a întrebat: Flavus, vrei să lupți seara la profesioniști? Și am zis: da, de ce nu? Pentru că câștigasem 4 meciuri la amatori, primele 2 meciuri prin knockout, după aia am luptat în Serbia, mi-am testat limitele acolo de 2 ori, am observat că pot face față provocărilor pe care le întâmpin în ring. Am zis: da, de ce nu? Hai să lupt, să văd cum e. Și am luptat seara într-un meci de profesionist. Fără cască, fără tibiere, asta înseamnă să lupți ca și profesionist. Înainte luptasem cu cască, cu tibiere, eram mult mai protejat, dar ca și luptător profesionist, lupți fără. Și am zis: bă, da, ce are? Și fără tibiere, fără cască, n-ai nimic. Hai să văd cum o să fie. Am zis: hai să încerc, de ce nu? Și am câștigat primul meu meci la profesionist și am zis: mamă, am făcut față unui luptător care era cu mult mai experimentat ca și mine. Am zis: clar. Hai, să mergem înainte. Și la fel, următorul meci am avut tot așa cu un luptător foarte experimentat. Și acela l-am câștigat, mai ales prin knockout tehnic, în a treia repriză. Și eu în prima repriză avusesem arcada spartă și am continuat să lupt și am câștigat. Lucru ce a aprins o flacără mare în interiorul meu și am zis: clar, sunt cel mai bun și o să devin cel mai bun din lume la categoria mea în acest sport. Și am continuat să merg pe drumul acesta de luptător profesionist și am avut 15 victorii consecutive la profesioniști, lucru ce a fost wow pentru mine, am vrut să merg până la 20 de victorii consecutive. Doar că viața îți dă lecțiile atunci când ai cea mai mare nevoie de ele. Dar nu asta este ideea. Trecerea mea de la amator la profesioniști a fost una foarte întâmplătoare, pentru că mă pregăteam constant, mă pregăteam să merg în competiții la amatori, doar că oportunitatea de a lupta la profesioniști a venit așa, din aer. Și tot timpul în sportul ăsta, de multe ori, oportunitățile de a lupta la profesioniști vin întâmplător, nu știi. De aceea este foarte important să fii pregătit tot timpul. Și diferența dintre un luptător amator de kickbox și un luptător profesionist este destul de mare, pentru că un luptător amator poate se antrenează de 3-4 ori pe săptămână. Un luptător profesionist se antrenează de 5 ori pe săptămână, chiar de 6 ori, și se antrenează atunci când nu are chef. A fi un luptător profesionist înseamnă foarte multe sacrificii. De exemplu, cu o lună înainte de meci, sunt foarte atent la toate antrenamentele pe care le fac, mă antrenez de 2 ori pe zi, sunt foarte atent cum mănânc, dorm foarte bine, cel puțin 8 ore pe noapte, mă odihnesc foarte mult și sunt foarte concentrat pe pregătirea mea înainte de meci. Dar ca și amator, ca și luptător amator, nu te concentrezi atât de mult pe toate aspectele astea, poate ești mai delăsător, dar ca și luptător profesionist trebuie să faci mai multe sacrificii dacă vrei să obții victoria. Și este foarte important să obții primele tale victorii la profesioniști, pentru că vei lupta într-o organizație privată. Și dacă nu faci față provocării pe care o vei întâmpina la primul tău meci de profesioniști, cu siguranță a doua sau a treia oportunitate nu va veni atât de des, pentru că dacă nu faci un meci foarte bun la profesioniști, mai ales la primul tău meci, și nu demonstrezi că ești capabil să faci față provocărilor, oportunitățile nu vor veni atât de des și nu vei avea atât de multe oportunități. Eu, după ce am câștigat primele mele meciuri la profesioniști și mai ales că am luptat cu luptători cunoscuți, am primit tot mai multe oportunități și tot mai mari oportunități. De aceea primesc foarte multe oferte de a lupta cu mulți luptători puternici, pentru că fac față provocărilor pe care le întâmpin în ring și câștig. Cel mai important lucru e să câștigi, pentru că toată lumea vrea să-l vadă pe învingător cum luptă. Ați văzut și pe ceilalți luptători mult mai mari. Dacă nu fructifici foarte bine primele tale meciuri la profesioniști, oportunitățile nu vor fi atât de dese. Trebuie să faci sacrificii, să te antrenezi constant, să mănânci cât mai regulat, constant, adică nu trebuie să mănânci în fiecare zi KFC și așa mai departe, fast food-uri, trebuie să mănânci constant. Nu zic o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână să nu mănânci ceea ce ție îți place, dar
trebuie să ai o disciplină foarte rigidă, trebuie să fii foarte concentrat pe ceea ce faci în fiecare zi, pentru că asta înseamnă să fii profesionist. Indiferent dacă îți place sau nu îți place, tu știi că trebuie să faci neapărat lucrul acela și nu ai nevoie de motivație ca să faci lucrul acela, pentru că motivația vine și pleacă. Trebuie să o faci pentru că știi că trebuie să o faci, trebuie să mergi la antrenamente pentru că știi că trebuie să o faci, că lucrul acela te va ajuta să devii un luptător mai bun, mai puternic, mai rapid și de neoprit. De aceea trebuie să te antrenezi în fiecare zi. Un luptător amator se mai lasă condus de emoții, astăzi nu am chef, nu mă duc la sală, hai că mai bine ies în oraș cu prietenii sau mă duc la strand, la baie. Când tu ai antrenamente și trebuie să te pregătești pentru că s-ar putea să vină oportunitatea de a lupta în ring. Asta înseamnă să fii profesionist. De aceea mulți care practică acest sport nu trec la partea de profesioniști, pentru că necesită foarte multe sacrificii, dar răsplata este uriaș, este gigantică. Pe lângă că vei fi recunoscut de alți sportivi, de alți antrenori, vei fi văzut de promotori ca și un luptător puternic, bun, îți dă un sentiment wow, super tare. După cum vedeți în spate, trofeele, centurile pe care le-am câștigat, de fiecare dată când vin la sală și le văd, dă o motivație și mai mare să mă antrenez în fiecare zi, să mă pregătesc, să îmbunătățesc tehnicile, să devin un luptător de neoprit, cel mai bun din lume. Dar lucrul acesta se întâmplă făcând în fiecare zi antrenamentele, făcând ceea ce nu-mi place în fiecare zi. Să nu credeți că vin cu drag în fiecare zi la antrenamente. De multe ori sunt obosit, am febră, dar știu că trebuie să o fac pentru că doar așa voi deveni un campion mondial, făcând în fiecare zi lucrurile care nu-mi plac. Este o călătorie grea. Decizia de a deveni un luptător profesionist este una foarte grea de luat, dar dacă o vei face, vă spun, beneficiile sunt enorme. Am propria academie de kickbox, antrenez în fiecare zi zeci de copii să devină luptători grozavi. Am vizitat o grămadă de locuri datorită carierei pe care mi-am dezvoltat-o în acest sport și multe alte lucruri pe care doar dacă mergi pe acest drum, doar dacă urmezi această călătorie, le vei putea trăi. Nu este o călătorie ușoară, este una grea, dar beneficiile sunt wow! Împlinirea pe care o ai, mai ales după fiecare meci, când câștigi și îți ridică mâna sus și zici în numele tău că ai câștigat, este fantastică. Nu poți să descriu acel sentiment pe care îl ai în ring la finalul meciului când îți ridică mâna și zice că tu ești câștigător și mai ales când îți pune centura la brâu. Este un sentiment wow pe care nu foarte mulți îl trăiesc, dar dacă ești hotărât, determinat, ambițios că vrei să trăiești acel sentiment, îți recomand cu încredere să mergi pe această cale. Nu va fi ușor, după cum am zis, vei avea switch-uri, coborâșuri, vei pierde. Eu din 43 de lupte am 9 înfrângeri, adică nu am toate meciurile câștigate, vei trece și prin înfrângeri, dar asta este și frumusețea călătoriei, pentru că dacă mergi doar în sus, nu vei putea aprecia tot timpul victoriile, ci trebuie să ai și coborâri pentru a putea aprecia și victoriile. Dacă vrei tot ce mai bun de la viață, dă tot ce mai bun din tine. Mergi cu tot curajul înainte și dacă ești hotărât, determinat să devii cel mai tare luptător de kickbox din lume, ai încredere în tine, antrenează-te, muncește, fii concentrat și cu siguranță vei reuși. Până data viitoare, fii puternic, fii nefricat, salutările! Catch me howling at the moon.